În acest video vreau să discut cu tine unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestei aventuri DeFi, și anume calcularea posibilelor câștiguri pe care le vei obține pe baza unei zile, unei luni sau, știi tu, pe baza unei săptămâni, orice orice vrei tu. Vom face calculul. Și voi face acest lucru trecând din nou printr-un nou per de monede cu tine, astfel încât de fiecare dată când fac acest lucru, să devină din ce în ce mai uh, clar pentru tine cum poți ajunge la un per de monede bun pentru care vrei să oferi lichiditate și cu care vrei să generezi comisioane. Uh, sunt aici într-un instrument numit defi.crystal.app. Desigur, voi plasa mai jos un link către toate instrumentele pe care le folosesc, astfel încât să le poți folosi și tu. Crystal funcționează doar cu rețeaua Ethereum. Deci ai Ethereum, GSO, BNB, Arbitrum, Avalanche, Base, știi tu, funcționează desigur și pe Ethereum și așa mai departe. Și ceea ce vom face acum este voi, știi ce poți face și tu pentru tine, să zicem că ai un portofoliu HODL, deci un portofoliu de monede pe care vrei. Să le păstrezi în această piață bull. Apoi, pentru toate acele monede, poți verifica dacă există într-adevăr un per disponibil pentru tine pentru a intra în cele din urmă, pentru că este o monedă pe care oricum vrei să o păstrezi. Deci, de ce să nu generezi comisioane din aceasta? Ei bine, de exemplu, o monedă pe care o păstrezi este render și render poate fi găsit aici pe Uniswap în diferite VTRs. Deci, ai aici unul pe Uniswap V2, care este pur și simplu full range. Și ai Uniswap V3, care este lichiditate concentrată. Și asta înseamnă calcularea propriei tale game. Și asta este de fapt ceea ce facem în cadrul acestui curs DeFi Secrets. Și apoi putem în V3, deci prin liquidity concentrată, putem apoi să facem pași în Vpool-ul de 0,3% sau în Vpool-ul de 1%. Și vezi aici că Vpool-ul de 0,3% are de fapt 162% APR. Și atât, acel pool de 1% are 103% APR. Ceea ce putem verifica. Da? Uh, în continuare aici este putem merge pe trading view și putem verifica ok, render pe baza USD și asta în raport cu Ethereum USD. Deci Ethereum USD facem pe Binance și render USD facem tot pe Binance. Și apoi facem click pe Enter și încărcăm render USD pe baza sau render în raport cu Ethereum USD, îl încărcăm și vezi aici deja, acesta este de exemplu un per de monede, da? pe care îl putem trata în modulul despre peruri de monede mai stabile, aici ai ceva mai multă dată, deci putem seta pe săptămână și să vedem da, ce se întâmplă aici de fapt, deci vedem acum că render este de fapt pe rezistență sau încearcă de fapt să spargă rezistența, da, Desigur, nu știm ce se va întâmpla. Deci putem pune aici, de exemplu, o linie de trend. Aici așa. Deci avem aici, putem trasa o linie de trend. Să vedem. Aici putem trasa o linie. De asemenea, aproximativ aici, pentru că vezi că din momentul în care acest peir a întâmpinat rezistența aici, a stat tot timpul sub acest nivel, a întâmpinat din nou rezistența aici și a scăzut din nou, a funcționat aici câteva săptămâni ca o trambulină. Pentru a urca din nou aici câteva săptămâni, aici câteva săptămâni și acum deasupra a întâmpinat din nou rezistență, aici s-ar putea găsi un suport. Aici și acum suntem aici și vom vedea dacă rezistența va fi depășită și dacă va fi depășită, atunci ne putem aștepta poate la o creștere până aproximativ. Aici sau ceva de genul acesta. Deci, știi, nu mă aștept ca render să scadă sub acest suport, de exemplu. Mă aștept ca el să ajungă aici sus. Deci, vrem întotdeauna un pic, în special mă aștept la asta, dar din nou, pentru că anticipez o piață bull în săptămânile următoare. Deci, să stabilim asta de la început. Dacă ar fi să ne așezăm undeva, atunci m-aș așeza cam aici între aceste două uh, linii, să vedem, să facem un pic de zoom, să vedem, să facem un pic de zoom. Ok, și deci suntem aici la 0.00239, 0.0239 și 0.045. Bine, apoi vom continua după ce am făcut asta, ne vom întoarce la aplicația noastră Crystal aici. Și atunci să lăsăm mai întâi acest 0,3%, pentru că acesta are un APR mai mare și apoi vom analiza în mod foarte detaliat și am anunțit render pe baza. Wrapped Ethereum și apoi vedem aici, 1000 de dolari, dacă investim, ce câștiguri vom obține. Apoi spune vorba de aproximativ 3 dolari, 43 de câștiguri ultimelor 24 de ore. Deci dacă ne uităm aici, la Trading View, avem aici 0.002396. 0.002396 și prețul maxim îl avem aici la 0.04524. 0.04524 a fost, după părerea mea, 0.04524, da, așa. Este, definitely. Și apoi putem vedea aici că dacă setăm acest lucru și luăm 1000 de dolari, obținem aproximativ 2 dolari și aproximativ 59 de cenți pe zi, investim 1500 de dolari și obținem 116 dolari pe lună, adică 7,7% pe lună și 94% EPR anual, 7,7% pe lună și pe an este 94,94% ,94 ETPR și paroc Butter. Și poate ai ceva de genul, da, ok, știi tu, investești 1500 de dolari, scoți 116 dolari, încă o dată îți spun acum, aceasta este o pool mai stabilă, deci nu ar trebui să fie inclusă în acest modul unde ne vom concentra mai mult pe risc ridicat, recompensă ridicată, dar vreau să-ți arăt în acest video cum poți calcula în mod clar anumite monede. Deci, cu această monedă, cu RENDER, ai câștiga 116 dolari pe lună. Și așa se calculează în acest mod. Și CRYSTAL este o aplicație drăguță. O poți folosi absolut, dar vei observa și tu că dacă încerci să folosești CRYSTAL. Pentru mai multe monede, nu funcționează întotdeauna la fel de bine. Poate fi la fel de bine, știi, dacă încerci, de exemplu, să calculezi o monedă care are mult mai puțină istorie și, da, are cifre mai dificile cu care să lucrezi, de exemplu, 8 cifre după virgulă, 8 zerouri după virgulă, de exemplu, că Crystal nu funcționează atât de bine. De exemplu, poți să te uiți și apoi cu Pulfish poți calcula și alte lucruri. Pulfish. Și acum ne întoarcem puțin aici și să presupunem că ai calculatoare pentru Uniswap. Poți spune de exemplu, ok, vreau Base Network. Ei bine, ce monede avem aici? Se încarcă și el la nesfârșit. Și astfel vei vedea de fapt că o oh, aici așa, de exemplu Ethereum în raport cu ce? Cu Toshi. De exemplu Toshi este aici, sperăm, Ok, aici este un mic procent, de 1%. Și aici vezi, de exemplu, Toshi pe baza Ethereum, îl putem găsi pe Uniswap. Și acolo putem începe și un Concentrated Liquidity Pool. Dacă ne întoarcem apoi aici așa, l-am făcut și aici pentru că inițial am vrut să-l vizualizez prin Crystal, dar nu am reușit. Dar aceasta este, să zicem, cutia mea. Toshi Ethereum, să zicem, un pic mai mult dar vei vedea aici și acestea sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zerouri. După părerea mea, și acestea sunt exact 8 zerouri, din exact 8 zerouri, punct 9, exact, dacă ne uităm aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acesta are de fapt, punem 8 zerouri și apoi 9. Acesta are de fapt, știi, facem 8 zerouri și apoi 9. Până la prețul maxim de 7,21 euro, ok? Cine a spus? 7 0 21. 7 și apoi 21, 3. 3, 4, 5, 6, 7 și apoi 21 în lus. Deci, aceasta este gama în care ne vom încadra și vei vedea de exemplu că faci 5 dolari și 12 cenți pe baza unui depozit de 1000 de dolari, pe baza unui depozit de 1500 de dolari faci 230 de dolari, anual faci 2800 de dolari de exemplu, oferindu-ți lichiditatea toșii. În toși, de asemenea, nu sunt chiar foarte mari. API-urile sau APR-urile, trebuie să spun 186, da, cu siguranță există mai multe lucruri care sunt mai mari, dar acesta este cam ceea ce vrei să urmărești și în acest fel poți vedea și ce vei câștiga luni. La un moment dat, pentru Solana, de exemplu, nu ai o astfel de pagină și va trebui să o faci tu însuți. Acum sunt într-un pool de lichiditate cu Dark with Head și Solana, și pur și simplu pentru a vedea cum funcționează aici, o să mă conectez. Tocmai ai văzut că aveam 18 cenți. Abia am intrat aici, deci vei vedea și tu că în câteva minute, cred că am intrat acum, un sfert de oră sau 20 de minute sau ceva de genul, poți vedea apoi cum crește pe minut sau pe jumătate de oră, dacă vrea să se încarce. Și altfel ar trebui să facem asta cam la fel cum am spus mai devreme, și acum sunt în div și vreau ca într-unul dintre următoarele videoclipuri să-ți arăt cum intru în acest uh, pool în orca cu, de exemplu, ponche. Dar bine, trebuie să se încarce puțin aici. Altfel vom căuta aici: ponchi, ponchi, bine. Orca este într-adevăr puțin lent în acest moment, foarte lent. Aici aveți că am făcut 69 de cenți în ultimele câteva minute, dar vom căuta puțin ponche și aici am avut deja, vom lua ponche în soul aici, faceți click pe depunere și puteți face totul singur și apoi am desenat deja ponca aici, care ar fi cutia și caseta pentru Pong și pentru noi este la 0.02 sau 0.3095, 0.003095, 2 sau 0.3 ori, 095 Până la un maxim de 0.00202. Și până la un maxim de 0.00202. Și apoi vezi aici că ai un randament estimat de 24 de ore de 1,32% și apoi poți calcula ușor singur luând calculatorul și spunând ok, pun aici 1500 de dolari înmulțit cu 0,01323. 0,01323 0,01323, 0,01323 înseamnă aproximativ 19,84 dolari pe zi. Și apoi înmulțești cu 30 și vezi că poți face aproximativ aproape 600 de dolari pe lună oferind lichiditate în acest pool de lichiditate punk and soul. Deci, aceasta, da, aceasta este o APR mult mai mare. Dacă în cele din urmă vom calcula, știi deja, 1 cu 32 pe zi, ceea ce pe an este 480% APR. Acum, nu vreau să spun. Din nou, Ponche este un meme coin, deci acestea sunt pur și simplu jocuri cu risc ridicat și recompensă mare, și exact despre asta este vorba în acest modul. Jocuri cu risc ridicat și recompensă mare. Dar, din nou, mă aștept ca Ponche să aibă o evoluție frumoasă în perioada următoare, și astfel aș seta și eu cutia mea în acest fel. Deci, l-am pus aici pe baza acestui suport. Și apoi cred că poate, de asemenea, sparge în raport cu Solana. Și da, atunci poți, într-adevăr, să obții recompense frumoase, și sperăm că va rămâne mult timp în această cutie și poți genera taxe bune săptămâni întregi în cele din urmă știi că dacă investești 1500 de dolari și solana crește în valoare în raport cu ponche, atunci nu este o problemă dacă în final pierzi mai multe ponche în pulul tău, deoarece solana crește și ea și apoi în cele din urmă dacă ieși din pul, poți să intri din nou în el. Totul are legătură cu reechilibrarea și din acest punct de vedere vrei să te asiguri că atunci când ieși dintr-un pool, nu, că nu vei avea pierderi temporare. Și despre pierderile temporare am un videoclip separat pentru tine și acesta este de fapt următorul videoclip din acest modul. Așadar sper că ai găsit această lecție valoroasă despre cum poți determina pentru tine ce câștiguri vei avea pe zi, pe săptămână, pe lună, în e, funcție de procentul zilnic de APR, sau pe baza cristalului pe care îl vezi direct, și care îți arată, ok, acesta poate fi câștigul tău lunar. Dacă intri în acest pool, și din nou sper că devine din ce în ce mai clar cu fiecare videoclip, cum poate funcționa acest lucru pentru tine. Și da, dacă nu ai timp sau chef să te ocupi de asta și nu vrei să urmărești piața sau să vezi cum funcționează toate acestea atunci îți pot recomanda absolut să te alături DeFi Insider, astfel încât să fac totul pentru tine. Asta a fost tot pentru acest video. În următorul video vom vorbi despre pierderea temporară și mulțumesc pentru vizionare și ne auzim curând.